Să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul, dragi frați și surori, iubită biserică răscumpărată prin sângele lui Iisus Hristos. Sunt Ghițe Wagner, mă registrez astăzi 24 august 2021, un gând, o un îndemn pe care l-am din partea Domnului. Sunt frământat de ceva vreme referitor la o atitudine pe care trebuie să o luăm foarte radicală datorită faptului fiindcă în biserică s-au creat foarte multe tensiuni, foarte multe divergențe și nu m-a început pentru că urmează niște clătinări, să spun așa, dezastruoase a inimilor oamenilor prin care satana nu vrea altceva decât să ne divizeze. Când spun lucrul ăsta, mă refer la vaccinul care știți foarte bine că este o dispută teribilă da, și în rândul bisericii face și uh, el mișcări uh, care ne pune în contradictoriu pe mulți dintre noi. Uh, mi se pare că biserica trebuie să ia uh, act, să ia act de, de, de mișcarea asta periculoasă care face vrăjmașul și ar trebui ca să încercăm să facem ceva. Uh, vreau să vă spun că satana nu caută în momentele astea decât să ciuruiască Biserica lui Hristos Și când spun asta Mă refer la o descoperire Care o tânără de la noi din biserică Au avut-o nu de multă vreme Au venit și mi-au zis frate Wagner Am avut din partea Domnului ceva să vă spun O viziune Am văzut Biblia Scriptura care stă pe amvon, deci am întrebat-o, e vorba de Biblia a mea, e Biblia din biserica asta? Nu, nu, era vorba de Biblia normală, care o știm că stătea pe amvon și stă pe amvon în întotdeauna, adică cuvântul lui Dumnezeu. Eu am văzut-o, era toată ciurită. era toată ciurită ca de o pușcă metalieră care o trazi uh, o serie de nea. Și spunea ea, nu știu ce înseamnă, dar poate dumneavoastră aveți lumină din partea Domnului și o să înțelegeți. Da, înțeleg, frate și surori, și dragii mei, este situația în care foarte mulți dintre noi se pare că ne-am complăcut, în loc să zidim în dragoste, în loc cu cuvântul lui Dumnezeu, care este o candelă pentru picioarele noastre, să luminăm calea celor care poate o rămasă în întuneric sau care încă nu-s luminați, în loc să ne zidim în dragoste unii pe alții, cu cuvântul Lui Dumnezeu să ne îmbărbătăm, se pare că foarte mulți și-au fabricat gloanțe care le-au Pus în pușcă, și le-au îndreptat înspre frață, înspre biserică, înspre conducătorii bisericii, înspre slujitori, și, așa cum știți dumneavoastră, astăzi sunt foarte multe tensiuni la nivel de biserică. Satana asta caută, prin vaccinul care știți foarte bine că ne dă multă bătaie de cap, să ne divizeze. Asta o face el. Vrea să ne divizeze între noi, să ne putem ciuruim între noi, să ne putem bate între noi și la un moment dat chiar să ne rupem unii de ceilalți și să spunem, eu nu stau cu la pe bancă că e nevaccinat, eu nu mă duc cu la că e vaccinat, e lepădat. Știți foarte multe uh, discuții uh, inutile care se creează între noi datorită la acest fapt. Uh, o să ajungem, poate dacă nu suntem atenți unii să meargă dimineața la biserică, alții după masă, pentru că este o lucrătură de asta. Și atunci, eu vreau să vă spun că ce am primit de la Domnul și îs parcă obligat să transmit lucrul ăsta și să rog pe fratele președinte de cult Moise și împreună cu frații care sunt bordul de conducere al cultului pentecostal să intrăm înaintea Domnului în trei zile de post și de rugăciune Uh, începând din data din 1 septembrie 23, prin care să cerem Domnului lumină prin basele de lucru care le avem, prin slujitorii, prin uh, prorocii care avem în biserică, prin oamenii cu darurile lui Dumnezeu, să cerem lumină, ca să putem să aducem liniște la nivel de biserică, ce este de făcut, ce urmează să facem vis-a-vis -vis de situația asta. Uh, eu cred că nu o anumită firmă de vaccinul trebuie să aducă soluția. Este soluție pentru moartea asta din oală, nu oala asta lumică, Elisei la urma urmei au avut soluția, da? Elisei nu mai este, dar făină mai avem, deci important e să avem slujitori care să poată să, să facă lucrul ăsta, da? Șerpii mușcă e și astăzi, dar peste toți șerpii ăștia trebuie să fie un alt șarpe, nu? Pentru că există soluție. Domnul face rana, dar tot el o leagă. Dacă Domnul îngăduie lucrul ăsta, e un sens, e un scop. Îl știm foarte bine. Eu vorbeam și în, în, în timpul pandemiei la început, da? Duhul Sfânt o să ne scoată afară din biserică, să stăm în curtea bisericii ca să prețuim biserica lui. Pentru că Duhul Sfânt nu mai a avut loc de noi, de programele noastre și de... Nu vreau să mă duc mai departe ca să zic ceva, da? Și atunci e clar că s-a supărat Domnul pe noi și o trebuie să ne dea niște lecții ca să putem să înțelegem încă o că biserica lui Hristos și acolo trebuie să rămână oamenii lui Hristos. Nu să poate în biserică să vină oricine, să facă orice, să cânte oricine, să predice oricine, să se ridice oricine, că rândul ăla, că rândul ăla, că băsta nu știu ce face prin biserică, sponsorizează și trebuie să stea unde stă, sau nu, că nu există așa ceva, deci știți foarte bine. Mă opresc aici ca să nu mă duc cumva să credeți că asta e tema mea, nu e tema mea asta, dar asta e supărarea Duhului Sfânt și trebuie să o recunoaștem. Când a fost ultima dată când cineva s-a ridicat și când satan a vrut să vină să facă o slujbă în biserică, da, îmbărcat în piele de oaie, să vină să cânte, după ce el a fost seara nu știu une, să se ridice să spună stai jos că tu ești lup. Când a fost ultima descoperire care ați avut-o biserică? Deci, fraților, vreau să vă spun că toate lucrurile astea au un, un scop în sine, au un scop. Dumnezeu vrea să ne aducă la linia care trebuie să ne aducă ca și biserică botezată cu două sână. Uh, vă rog din toată inima să mă înțelegeți. Mă opresc aici la... să nu dezvolt nimic mai mult. Dar uh, vreau să cer public și rog pe frații din conducere să dea o circulare la nivel de biserică pentecostală. Și toate bisericile pentecostale să intre înaintea Domnului în data de 1, 2, 3 septembrie, să cerem Domnul lumină și călăuzire în ceea ce privește uh, vaccinul ăsta și stabilitatea care trebuie să o aibă biserica. Nu vin, la nu știu care firme acum să ne aducă nouă soluție, că știți că avem dubii la capitolul ăsta. Eu știu că Biserica lui Hristos are lumina care trebuie să o aibă. Duhul Sfânt este cel care ia din lucrurile lui Dumnezeu și ne descoperă nouă. Deci Biserica trebuie să vină cu soluția. Oamenii din lume trebuie să știe că Biserica lui Dumnezeu, botezată cu Duhul Sfânt, are antidotul, are soluție, are medicamentul, are buruiana care aduce leac, care aduce vindecare. Asta trebuie să se întâmple în, 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 în momentele astea. Nu să stăm pe la terapie intensivă să ne pierdem copii, să ne pierdem... Sunt foarte multe dispute, da? Copiii noștri trebuie să meargă la, la, la școală, nu mai primește. Unii ne pierdem joburile, alții trebuie să-și vadă copiii de noștru, nu știu, nu pot să mai zboare. Gândiți-vă că situația nu e chiar așa de, de, de simplă. Vremul se complică. Uitați, altă vine acum, altă tulpină, Delta, care e mult mai periculoasă, contagioasă, care atinge și tinerii și copiii noștri. Am avut acum prieteni care au plecat la 50 de ani, la 40 de ani, la 30 de ani. Am avut slujitori care au plecat. Nu-i de glumă, fraților. E o aberație să spui, să te ridici ca lider în biserică, să spui fiecare să se roage să facă cum știe. Păi cum? Ce e aia? Păi sunt prieteni care nu știu cum să se roage și ce să facă. Sunt oameni mai slabi în biserică. Sunt oameni care se panichează ușor. Sunt fel și fel de categorii de oameni care așteaptă de la un lider să aibă lumină. Ei, nu putem acum să vină să spune fiecare să facă ce vrea. Pe păi ce biserică e aia? Ne rătăcim toți, ne divizăm toți. Cum? Adică ajungem să ne separăm între noi, să ne punem plexicuri între noi, sau ce să facem? Nu se poate, fraților. Ii trebuie să fie o soluție, trebuie să fie o lumină și două să nu vrea să o dea. Dar dacă vom veni în unitate, lăsăm concurența, lăsăm, nu știu, între noi gloanțele, lăsăm între noi, că dacă cineva a uitat să ridică și îți pe niște grupuri și dacă cineva să ridică să vină cu o idee, cu un gând, cu o lumină, o descoperire, automat vinim 3, 4, 50 care îi tăiem imediat craca și spunem, a, vezi de treabă, ii găsim o virgulă că nu-i pusă bine, găsim că... Deci nu ne putem uni, suntem divizați totalmente. Deci nu se poate. Biserica lui Hristos e o lumină. Suntem noi, poate, într-o biserică de nu știu unde sau într-o casă la etajul nu știu care. Suntem, dar darurile care le dă duc sunt în biserică scălozite de unul și același duc. Deci noi suntem pe aceeași direcție. Ținta este una singură. Lucrarea este una singură. Avem același domn, același stăpân. Lucrăm pe, aceeași, pe același palier. Nu putem ca să ne divizăm între noi acum satana să râdă. Gândiți-vă că o să urmeze situații foarte complicate. Nu vrem mâine, poi mâine să ne vedem copiii nu știu unde, sau să plângem pe la secrile goale. Nu se poate. trebuie luat în foarte, foarte serios lucrul ăsta. Vă rog să mă înțelegeți. Lăsăm ciuruia la asta dintre noi și lăsăm mâncărimile astea dintre noi. Acum avem ceva de făcut, da? Elisei o știu ce să facă. Moise o știu ce să facă. Ilie o știu ce să facă. Deci Dumnezeu are oameni și în vremea asta. Chiar dacă Parcă suntem acum așa cum suntem descoperiți la toate nivelele în ceea ce privește darul Duhului Sfânt, da? Dar trebuie să ne revenim. Trebuie să ne revin să activăm darurile astea, pentru că în momentul în care ne vom pune la o pocăință sinceră și serioasă, nu vă dau acum lecții biblice, dumneavoastră că știți foarte bine, și îl vom chema înapoi pe Duhul Sfânt să vină și să ne unească, să ne ridice și din nou în biserică, să lăsăm libertatea Duhului să lucreze ca oamenii care intră acolo să nu vadă altceva, să vadă și să simtă decât puterea lui Dumnezeu în biserică, da? Și dacă vom face lucrul ăsta, cu siguranță că Dumnezeu va întinde mâna și ne va ridica și ne va scoate din, din asta care e, că e o teribilă, fraților. E o tensiune și o frică, chiar dacă vrem să o mușamalizăm noi. În biserică sunt frământări teribile. Credeți-mă! De aceea cer public și vreau să mă înțelegeți. Nu vreau să fiu mai deștept ca nimeni, nu vreau să parcă să sunt mai nu știu ce, dar două sunt mi-au spus să stric public și vreau să fie transmis și dați, uh, nu știu, share la, la, mesajul ăsta să meargă exact unde trebuie să meargă și în 1, 2, 3 septembrie uh, fiecare biserică să intre în post și rugăciune, unii sunt bisericile mari, intrăm pe alfabet, primele litere din alfabet să intre în prima zi, a doua zi și a, doua, a treia zi și până în a treia zi stăm în prezența Domnului și cerem un singur lucru. Două sunt să aducă lumină, să aducă soluție pentru tensiunea în care ne aflăm, că e moartea în oală, e moartea în lume, e moartea în spatele tău, e poate lângă tine, poate nu știi, dar mâine la serviciu o să o înțelegi. Uh, mulți dintre noi suntem foarte ocul și spunem, a, aveți de treabă că e o lucrătură, nu știu. Da, fraților, ascultați-mă, ne-au murit oameni dragi. Da, am fost unii atinși dintre noi. Eu nici nu vreau să mă duc aminte de experiențele care le-am avut și la noi în biserică. Nici nu vreau să mă duc aminte, da? O decât unii oameni prin situații foarte critice. Dumnezeu ne-a păzit să nu moară nimeni. Dar a uh, fost la un pas câteva persoane. Și nu vreau să mă joc cu asta. Nu vă jucați cu, 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 cu lucrul ăsta. Este uh, un lucru, în găduire Dumnezeu pentru trezirea bisericii și pentru adunarea la oaltă. Că suntem împrăștia, suntem vraiște. Suntem vraiște. Vă rog, înțelegeți-mă. Și este o singură soluție, să ne apropiem, biserica să se adune la oaltă, nimeni să nu fie mai înalt decât celălalt, pentru că mai înalt e numai Hristos, dar în funcție de responsabilitățile care le avem, să luăm atitudine, să chemăm biserica la post și la rugăciune și Duhul Sfânt să lucreze și să ne aducă soluția pentru situația în care ne aflăm. Vă rog din toată inima, cer public și închei mesajul ăsta meu. Încă o dată, eu să Vagnă, cer public, ca în 1, 2 și 3 septembrie să fie declarate 3 zile de post și de rugăciune în, în privința la situația pe care o traversăm. Cerem soluție, cerem lumină, cerem călăuzire ca două Sfânt să ne aducă exact uh, uh, soluția care trebuie să o aplicăm în momentele astea. Noi putem să o aducem la nivel de, 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 de pământ de lume. Credeți-mă. Biserica prin. prin prin descoperirea Duhului Sfânt poate să aducă liniște la, la nivel mondial. Credeți-mă! Dar, în primul rând, să facem ordine, să facem liniște între noi și Duhul Sfânt va lucra. Vă binecuvântez în numele Domnului Isus Hristos și vă spun încă o dată, din toată inima, credeți-mă, nu vreau să fie proslăvit, glorificat vreun om, niciunul dintre noi să merită nimic, din toată slava și gloria să fie al lui Dumnezeu în vecii vecilor. Dar să știți că numai împreună putem să biruim. Puterea din noi nu să stins fraților. E acolo, chiar dacă poate pentru o vreme Duhul Sfânt a fost întristat. Putem din nou să aprindem flacăra asta Duhului Sfânt și El să lucreze. Vă îmbrățișez cu drag, vă binecuvintez și cer în numele Domnului încă o dată, de sus, frate Moise, de sus și până jos la ultima biserică de țară, poți și rugăciune trei zile și Duhul Sfânt ne va lumina și voi ști ce să facem. Amin.